În minutele care urmează pe Exclusiv TV, veți vedea ședința Consiliului Județean Bacău. Vizionare plăcută! Bine ați venit la ședința Consiliului Județean. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 628 din 20.07.2023 a președintelui Consiliului Județean Bacău, modificată ulterior prin dispoziția numărul 629 din 21.07.2023, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 27 în sală și 4 online, ceea ce înseamnă că suntem undeva 31, 32 cu tot cu mine. Mai sunt 3 consilieri care și-au anunțat întârzierea, dar o să ajung în sală. Ca atare avem vorum, ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Având în vedere proiectele de pe ordinea de zi, au fost invitați directorii din cadrul serviciului de specialitate și a instituțiilor subordonate din cadrul de la DGASPC, doamna director Jean Lajun. Pentru ședința de astăzi, proiectul ordinii de zi este următorul. 1. Aprobarea procesului verbal la ședințe extraordinare din data de 10.07.2023. 2. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2023. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2.2023 al județului Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de facturare ale SCE Ecosud pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 20 din 31.1.2023 privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole a masei verzi de pășune pentru anul 2023 în județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcție și a regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Protecție a Plantelor, Animalelor și Plantelor Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor numărul 1 și numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 145 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean cu modificările și completările ulterioare, precum și modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean numărul 204/2021 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, precum și a celorlalte structuri funcționale din cadrul Consiliului Județean Bacău, cu modificările și completările ulterioare. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Județean numărul 25 din 2702/2019, privind aprobarea dării în administrare a unui imobil aparținând domeniului public al județului Bacău către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1 m² din zona drumului județean DJ156B, situat în sat Blăgești, comuna Blăgești, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea Delgas Grid S.A. Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 3,5 metri pătrați din zona drumului județean DJ207G, situat în sat Letea Veche, strada Viilor, comuna Letea Veche, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău în favoarea Delgas Grid S.A. 11. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute pentru terenul în suprafață de 73,5 metri pătrați din zona drumului județean DJ118A, situat în sat Berești-Azlău, comuna Berești-Azlău, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău în favoarea SC Delgas Grid S.A. 12. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute pentru terenul în suprafață de 2,6 metri pătrați din zona drumului județean DJ119B, situat în sat Mărgineni, comuna Mărgineni, în județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în favoarea SC Delgas Grid S.A. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 600 de metri pătrați din zona drumului județean DJ252B, situat în sat Pâncești, comuna Pâncești, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea SC Delgas Grid S.A.
14 proiecte de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 4 metri pătrați din zona drumului județean DG252D, situat în sat Galben, comuna Nicolae Bolcescu, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea SC Delgas Gridesa. 15 proiecte de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 3 metri pătrați din zona drumului județean DG207D, situat în sat Prăjești, comuna Prăjești, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și la administrarea Consiliului Județean Bacău, în favoarea SC Delgas Gridesa. 16 proiecte de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al județului Bacău în adunare generală ordinară a acționarului SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, convocată pentru data de 07.08, ora 13. 17 proiecte de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 189 privind aprobarea organigramului și statului de funcție a DGASPC. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciilor sociale de tipul rețelei de asistență personal profesioniști, serviciului de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități plasate la asistent personal profesionist în cadrul proiectelor furnizare servicii sociale pentru persoane cu dizabilități, șanse egale pentru viața în comunitate și incluziune socială pentru serviciile sociale în comunitate, suport pentru viața independentă în comunitatea persoanelor cu dizabilități, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestor servicii sociale. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului Județean Bacău numărul 71/2023 privind aprobarea înființării serviciilor sociale create, locuințe protejate și centre de zi prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 4, incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectiv 4.15, reducerea numărului de persoane vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung, proiectele furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, apoi șanse egale pentru viața în comunitate, Moinești, Tamaș, incluziune socială privind servicii sociale în comunitate, Târgu Ocna și suport pentru viața independentă în comunitatea persoanelor cu dizabilități, Răcăciuni, precum și regulamentele de organizare și funcționare ale acestora. 20 proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 și anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean 71/2020 privind aprobarea proiectului incluziune socială prin serviciile sociale în comunitate, a cheltuielilor totale acestora, a bugetului gestionat de DGASPC Bacău, a contribuției proprii în vederea implementării proiectului în cadrul apelului de proiecte, reducerea numărului de persoane vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale prin furnizare de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung, dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, tranziția spre servicii sociale în comunitate. 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean 76 din 2019, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și acordului de parteneriat dintre DGASPC și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în vederea implementării proiectului Venus împreună pentru o viață sigură, finanțat în cadrul programului operațional Capital Uman, apel non-competitiv de proiecte reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale, medicale, socioprofesionale și de formare profesională adecvate nevoilor specifice, axă prioritară 4, obiectiv specific 4.4. 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 231/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și acordului de parteneriat dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției, în vederea implementării proiectului
Team Up, progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, finanțat în cadrul apelului de proiecte reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistenți maternali. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare încheiat între reprezentanții UNICEF în România și DGASPC pentru activitățile desfășurate în Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități din cadrul Centrului de Servicii Sociale Alexandra din Onești și a cheltuielilor legate de acord. 24. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei 1 și anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 68/2020 privind aprobarea proiectului Șanse Egale pentru Viață în Comunitate, a bugetului gestionat de DGASPC, a contribuției proprii și a parteneriatului dintre DGASPC și UAT Comuna Tamaș în vederea implementării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCU 462/4/15, reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung, dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, tranziția spre servicii sociale în comunitate. 25. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei 1 și anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 69/2020 privind aprobarea bugetului total al proiectului furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, a bugetului gestionat de DGASPC, a contribuției proprii, a parteneriatului dintre DGASPC a contribuției proprii a parteneriatului dintre DGASPC Bacău și UAT Municipiul Moinești în vederea implementării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCU 462/4/15, reducerea numărului de persoane vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale pentru furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv pe termen lung, dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, tranziția spre servicii sociale în comunitate. 26. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 și anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 70/2020 cu aprobarea proiectului suport pentru viață independentă în comunitatea persoanelor cu dizabilități, a cheltuielilor totale ale acestuia, a bugetului gestionat de DGASPC și a contribuției proprii în vedere implementării proiectului în cadrul apelului de proiecte POCU 462/4/15, reducerea numărului de persoane vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung, dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și tranziția spre servicii sociale în comunitate. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG241C, Valea Mare, limită cu județ Neamț, kilometru 4+050, kilometru 6+938, limită de județ Neamț, Lipotva, limită de județ Vaslui, kilometru 9+450, kilometru 24+110, în lungime de 17,548 km, județul Bacău, tronsoanele 4+050, kilometru 6+938, plus kilometru 9+450, kilometru 10+400 și kilometru 20+730, kilometri 24+110. 28. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu orașul Buhuș în vederea realizării unor lucrări de înlocuire a conductei de aducțiune DN400 în zona canalului de fugă orașul Buhuș, județul Bacău. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? În sesiunea online au fost înregistrate 5 voturi pentru. S-a alăturat și domnul Vremea. Mulțumesc. Deci, în total, un pic să, că au venit și colegii. 5, 3, 6. Da, mulțumesc. În unanimitate a fost aprobat. Trecem în conformitate cu prevederile 135 aliniatul din codul administrativ.
cu modificările și completările ulterioare, propun suplimentarea ordinii de zi cu următoarele două puncte. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7,5 milioane, în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 24/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobate prin legea 229/14/7/2023. Pentru acest proiect, urgența este motivată pentru faptul că Ordonanța de Urgență 24, privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, pot solicita la Ministerul Finanțelor în cursul anului 2023, până cel târziu, în data de 1 august. Astfel că este și necesar și oportun, e vorba de faptul că s-a dublat, inițial erau pentru UAT-uri și Consilii Județene 7,5 milioane și acum Guvernul și Parlamentul au aprobat dublarea acestor sume, fiind evident insuficiente pentru nevoile noastre. Ca atare va fi un împrumut în valoare de 15 milioane. Pentru că noi în ședința trecută am aprobat 7,5 și acum venim cu încă 7,5 să-l aprobăm, în așa fel încât să putem accesa întregul împrumut. 2. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor sociale furnizate de către DGASPC Bacău. Urgența este motivată, pe de o parte, că o parte din licențele de funcționare a serviciilor furnizate de DGSPC au expirat, iar o parte sunt în verificare și reorganizare, de asemenea. Prin documentele justificative ce stau la baza licențierii serviciilor sociale, se regăsește și regulamentul de organizare și funcționare, care trebuie actualizat în termenul cel mai scurt, tocmai pentru a fi reorganizate și licențiate. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului investiții în sistemul informatic și infrastructura digitală a Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea depunerii spre finanțarea acestuia în PNRR, componenta 7, transformare digitală, investiția 13, realizarea sistemului e-health și telemedicină, investiția specifică 13.3, investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice. Evident că urgența este motivată de faptul că după aprobarea în Consiliul Județean va trebui depus proiectul cu un termen, dacă nu mă înșel, undeva 25, s-a dat prelungire undeva pe 25 august, până ieri era 4 august. Da, până ieri era, dar ieri a sosit prelungirea, așa că n-am mai scos-o de pe ordinea de zi. Proiectul și 4, proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de Administrație a Regiei Autonome a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău, ținând cont de faptul că a rămas vacant postul de administrator neexecutiv, mă refer în Consiliul de Administrație a Regiei Autonome, prin demisia doamnei Nina Chiper, nemai având quorum în cadrul Consiliului de Administrație, trebuie să numim un interimar, tocmai pentru a asigura funcționalitatea Regiei Autonome prin Consiliul de Administrație. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Domnule președinte, am o interpelare, vă rog. Vă rog, haideți să terminăm votul, să anunțăm și faceți 5 voturi pentru sesiunea online. 5 voturi plus în sală. A fost aprobat în unanimitate. Vă mulțumesc, vă rog, interpelarea noastră. Vă mulțumesc. Domnule președinte, intervin aici pentru o problemă într-o localitate un pic mai izolată în care mi s-au tot anunțat că sunt probleme. De două zile în comuna Berzunț nu este curent electric și cei de la Ion și del Gas Grid nu răspund. Dacă se poate prin o
oficiile domnului prefect sau altfel să, să remedieze. Au probleme cu frigidere, congelatoare, vă dați seama tot ceea ce înseamnă acolo de 48 de ore să n-aibă curent. Da, mulțumesc frumos, eu am să iau legătura cu prefectul pe de-o parte, dar am să iau legătura direct și cu Delgaz Grid. În calitate de vicepreședinte al Comitetului Județean de Situație de Urgență. De ce n-am venit situație, o să iau legătura, n-am știut de această problemă, nici n-aveam cum să știu, mulțumesc pentru atenționare și după terminarea ședinței o să iau legătura cu Delgaz Grid S.A. și evident și cu prefectul județului. Vă mulțumesc. Asta e o problemă de 48 de ore, de două zile, dar în comuna respectivă este o problemă de 2 ani de zile, s-a surpat drumul județean 117. Drumul județean, ca să vină care... completarea dumneavoastră, drumul județean DG 117 este prins în programul de reabilitare din cadrul Consiliului Județean. Deci se va face, dacă, nu știu dacă reușim anul ăsta, dar este prins în mod cer. Există o discuție acolo cu primarul ăsta, dacă nu se poate face într-un termen rezonabil, ar fi gata să-l preia ei, să-l facă, depinde ce negocieri se pot face. Nu, nu se pune problemă. DG 117 va fi realizat de către Consiliul Județean. Cât de curând. Vă mulțumesc. Cât de curând ne permite legea, pentru că avem niște proceduri de respectat. Atât. Dar să știți că este prins în planul de reabilitare. Știu că a fost semnalizat, e o problemă mai veche, într-adevăr, acel drum s-a surpat și există o cale îngustă de circulație, fără nicio problemă, acest drum va fi, înainte de a... asta este chiar prins în planul de refacere a Direcției de Infrastructură și Utilități Publice. Vă mulțumesc! Bun, mulțumesc mult! La punctul 1 să dau cuvântul doamnei secretar general. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În conformitate cu prevederile codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al Unității Administrative Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 10 iulie 2023. Mulțumesc. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. 5 voturi pentru în sesiunea online. Vă mulțumesc frumos. În unanimitate, procesul verbal a fost aprobat. În continuare, dau cuvântul doamnei secretar general pentru a prezenta reglementările legale cu privire la situațiile de conflict de interese. Mulțumesc, domnule președinte. Consilierul județean, aflat în una dintre situațiile de conflict de interese, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective. Ulterior anunțării interesului personal, consilierul județean nu mai este luat în calcul pentru cuvorumul necesar adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Da, mulțumesc. Vă rog, dacă avem situații în care sunt posibile situații... La punctul 5 nu puteți, nu participați la vot. Deci, domnul consilier, da? Mulțumesc. Alte, dacă nu sunt alte situații de anunțat, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2023. Supun la vot proiectul de rectificare. Cine este pentru? Voturi împotrivă și abțineri. Abțineri? Sunt? 5 voturi pentru, sesiunea online. Da. Mulțumesc frumos. În unanimitate, proiectul de rectificare a fost aprobat. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2-2023 a județului Bacău. Supun la vot proiectul de... Vă rog, domnul consilier județean. Dacă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. Am studiat proiectul și am văzut în concluzii că apare un excedent la sursa de finanțare a integrat din buget, care este cea mai consistentă sursă de finanțare,
la secțiunea de dezvoltare un excedent de 53.820.000 de lei. Percepția 53 de milioane, presupun. Mii de lei înseamnă milioane. 53 de milioane. Da? Percepția așa generală, când auzim excedent, să zicem că e de bine. Dar eu cred că nu e de bine că apare acel excedent, pentru că vedem că s-au cheltuit pentru secțiunea dezvoltare doar 44.556.733 de mii. Deci 44 de milioane. 44 de milioane, exact. Da, corect. Ceea ce este raportat la cifra care ne-a spus-o dumneavoastră, domn președinte, privind cheltuielile de dezvoltare istorice, așa cum le-ați definit, de 844 de milioane. Chiar un buget total de 1.200.000. Pentru dezvoltarea județului, asta înseamnă 5,27%. Ceea ce este foarte puțin, o cheltuială foarte mică, mai avem 6 luni și ori s-a cheltuit prea puțin, ori cifra haideți să vă explic. Am înțeles. Haideți să vă explic și vreau să explic clar, cristal, cristal, așa. Da. Deci, suma totală a bugetului este de 1.200.000 cu cheltuieli de personal, cu cheltuieli de investiții, de funcționare. 840 de milioane sunt cheltuielile pe dezvoltare. Din toate acestea noastre, vedeți că de regulă investițiile și de fiecare dată investițiile sunt multe anuale. Nu cred că dumneavoastră vă gândiți că 76 de milioane de euro, nu, 60 de milioane de euro, că le-am din 60 de milioane de euro se vor cheltui până la finalul anului pe spitalul municipal. Așa ați spus dumneavoastră, nu are cum. 2. Avem 4-5 contracte pe Angel Salini. Nu au cum să se termine anul ăsta. Care iarăși 140 de milioane. Apoi avem investițiile din spital separat de fostul spital municipal, care sunt nosocomiale, PET-CT-ul, mai nou planning-ul, neonato, toate însumând duc la suma respectivă pe care dumneavoastră ați precizat-o. Dar sub nicio formă nu se pot cheltui anul ăsta. N-am avut pretenția că se cheltuie anul ăsta. Din punct de vedere al legislației în vigoare referitoare la construirea bugetului, orice sumă care intră în buget, mai ales pe fonduri europene, sunt prevăzute la capitolul de dezvoltare. Deci nu avem cum să cheltuim acea sumă și nici n-am avut pretenția aia. Pe execuție bugetară, vă fac următoarea precizare. Avem pe de o parte 44 de milioane cheltuiți până la acest moment, executați, și diferența de 53 de milioane, care trebuie să cheltuiți până la finalul anului. Vi structurez scurt, sunt undeva, dacă nu mă înșel, vreo 20 și ceva de milioane care trebuie să-i plătesc până la finalul anului, la finalizarea porului, pe de o parte, care sunt undeva 20 de milioane, și mai avem asocieri pe atât pe Onești, pe Spitalul Municipal Onești, cât și pe Strada Industriilor, cât și pe dacă nu mă înșel, piațetă, bibliotecă, care toate însumează peste 53 de milioane. Îs 25 de milioane, nu, îs 17 milioane pe drumul de la Industriilor din zona Onești, îs asocieri cu Onești de 20 de milioane, care trebuie să cheltuiți până la finalul anului. Și, de asemenea, v-am dat un exemplu scurt pe por care trebuie cheltuiți, că așa ne obligă legea să nu trecem în alt an. Am fost clar? Ați prezentat în ședința ordinară trecută, sub formă unor slide-uri, o situație privind
cheltuielile de dezvoltare a bugetului. Da. Și eu reproduc de aici. Anul, spune așa, buget 2023. Nu spune multe anual, pe 2023 spune 1.260.417 lei, din care 316 milioane 051 da. Pentru acoperirea cheltuielilor curente pentru aparatul propriu și 19 instituții subordonate și 844.366 de milioane cheltuieli pentru dezvoltarea județului. Așadar, înțeleg aici că dumneavoastră ați prezentat niște alocări, niște cheltuieli ipotetice deocamdată, pentru că nu sunt semnate contracte, multe din ele bănuiesc, și cumva, așa, ați vândut branăuțului din pădure. Asta e părerea dumneavoastră, domnul, că nu știți să citiți bugetul. E părerea mea, dar țin la ea. Eu vreau... Păstrați-vă! Exact ce a spus dumneavoastră mai înainte, în răspunsul care mi l-ați dat. Vreau să prezentați la o ședință, la proxima ședință, același buget dat cu cheltuiele pentru anul 2023 pentru dezvoltare. Pentru că, admiteți, suntem duși în eroare. Mi se spune că 73% din buget este de dezvoltare și numai 27% este pentru funcționare. Eu cred că situația este cam 50-50%, cu mici diferențe, 52%. Domnul specialist în economie, opriți-vă un pic. Haideți că noi, în primul rând, pentru că ne jigniți pe noi toți, care știm ce înseamnă construcția unui buget, și dumneavoastră faceți o alegație care se referă la faptul că dumneavoastră nu înțelegeți construcția unui buget. Când se construiește bugetul, vă rog să nu mă întrerupeți. Când se construiește, vă rog să nu mă întrerupeți. M-ați întrerupt dumneavoastră pe mine. Da, dar nu v-am dat cuvântul. Nu v-am dat cuvântul. Eu vă spun clar, ca să știți, bugetul, în momentul când îmi vine sursa de venit, sunt obligat să-l prind în bugetul anului 2023. Sunt obligat, înțelegeți? Eu nu pot să semnez un contract de finanțare fără să nu-l prind în bugetul anului în care s-a semnat. 2. Prezentarea pe care ați văzut-o dumneavoastră, este bazată pe aprobările date și de către ministere pe proiectele PNRR. Vreți să nu le trec în buget? Dumneavoastră mă puneți să încalc legea că nu înțelegeți dumneavoastră? Eu vă propun să faceți un curs de contabilitate ca să înțelegeți, să citiți un buget. Nu să faceți politică pe un buget, ci să faceți o politică fiscal-bugetară. Nu mă puneți pe mine într-o situație în care să vă explic ce este legal sau nu. Gândiți-vă că noi suntem verificați ani de zile și în fiecare an pe construcția bugetului, pe execuția bugetului și nu cred că sunteți mai specialist decât Curtea de Conturi. Așa că vă spun, ceea ce îmi cereți noastră să dau jos din buget veniturile din PNRR, mă puneți să încalc legea. Ceea ce evident că nu o să voi face pentru că nu înțelegeți noastră cum se construiește un buget. Mulțumesc frumos! Președinte, nu vă permit. În materialul care este la mapă, văd venituri pe anul 2023, total, 525.665.310. Unde este acel 1.260.417? Eu am să vă las să căutați dumneavoastră. Vedeți că bugetul total e format din mai multe cheltuieli. Ar trebui să vă uitați nu pe ceea ce mi-ați citit dumneavoastră dintr-un capitol, ar trebui să vedeți tot bugetul. Dacă vreți să știți că mie îmi face plăcere să vă prezint bugetul punct cu punct, într-o afișare grafică, ca să înțelegeți și dumneavoastră ce... Vă rog, domnul consilier județean, Silviu Prabăț. Sau, poate, cred că e o variantă mult, mult mai simplă, e să-i transferați toți banii domnului Olteanu, că el știe datorii. Să-i cheltuiască până la sfârșitul anului și să nu plătească nici de viață. Mulțumesc. Da, mulțumesc frumos pentru sugestii, să vedem dacă o să reușim legal să facem această operațiune extrem de importantă. Da, dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot. Punctul 3, deci proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2-2023. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci, în unanimitate, contul de execuție a fost aprobat. Mulțumesc!
Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de facturare ale SECE Eco Sud-SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține. Online. Voturi pentru în sesiunea online. Da, mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 20, per 31.1.2023, privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole și a masei verzi de pășune pentru anul 2023. Aici am să fac eu o scurtă intervenție. La solicitarea fermierilor am făcut ajustări la prețurile care au fost aprobate inițial, tocmai datorită faptului că fermierii din județul Bacău nu pot să plătească o asemenea taxă, ținând cont de situația de pe piața agricolă. Dacă sunt intervenții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Vă mulțumesc. Online? 3 voturi pentru. Aici 4 voturi. Da. 34, nu? 35 cu tot cu mine. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Protecție a Animalelor și Plantelor. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Patru voturi pentru. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și anexelor 2 la hotărârea Consiliului Județean 145 din 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău, cu modificările și completările ulterioare, precum și modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean numărul 204 per 2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, precum și a celorlalte structuri funcționale din cadrul Consiliului Județean Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Patru voturi pentru. Domnul Gavriliu a părăsit... Nicio problemă, da. Deci în 35 de voturi a fost aprobat proiectul de la punctul 7. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 25 din 27.02.2019 privind aprobarea dării în administrare a unui imobil aparținând domeniului public al județului Bacău către DGASPC Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Că văd și online-ul 5. La punctul 9 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1 metru pătrat din zona drumului județean Dejer 156B, situat în comuna Blăgești, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea SECE de Elgas Grid, ESA. Supun la vot proiectul de hotărâre, voturi pentru, împotrivă sau abțineri. O să încerc pe cât posibil ca aceste voturi pe ceea ce înseamnă drept de uz și drept de servitute să le trecem mai repede.
Deci, în unanimitate a fost aprobat. Punctul 10 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și drept de servitute în suprafață de 3,5 metri pătrați, drumul județean DG207G din Letea Veche, strada Viilor, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean în favoarea SC Delgas Grid SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. În unanimitate, acest proiect a fost aprobat. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 73,5 metri pătrați din zona drumului județean DG118A, situat în Berești-Tazlău, comuna Tazlău, Berești-Tazlău, mă scuzați, din județul Bacău, aflat în domeniul public în favoarea SC Delgas Grid SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Unanimitate. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem de la punctul 11, trecem la punctul 12. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 2,6 metri pătrați din zona drumului județean DG119B, situat în Mărgineni, comuna Mărgineni, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea SC Delgas Grid SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Trecem la... Da. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și drept de servitute în suprafață de 6 de metri pătrați în zona drumului județean DG252B, situat în sat Păncești, comuna Păcești, din județul Bacău, aflat în domeniul public, în favoarea SC Delgas Grid SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Unanimitate, proiectul de hotărâre de la punctul 13 a fost aprobat. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 4 metri pătrați din zona drumului județean DG252D, situat în sat Galben, comuna Nicolae Bălcescu, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în favoarea SC Delgas Grid SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Unanimitate. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. La punctul 15 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 3 metri pătrați din zona drumului județean DG207D, situat în sat Prăjești, comuna Prăjești, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean, în favoarea SC Delgas Grid SA. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține. Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 16 pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală ordinară a acționarilor la SECE Compania Regională de Apă Bacău, convocată în data de 07.08 din 2023, ora 1. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Urmează o serie de hotărâri de Consiliul Județean în ceea ce privește reorganizarea DGASPC. Toate proiectele care sunt, vă spun în mare ca să aveți, să zic așa, un ordin de mărime, ceea ce înseamnă proiectele pe fonduri europene, prin care s-au accesat fonduri europene și au avut ca rol de a dezinstituționaliza persoanele cu dizabilități,
Acum e partea finală și se introduc în cadrul organigramei, în cadrul DGASPC pentru continuarea proiectelor de pe fonduri europene care au fost finanțate separat. Am să trec, deci, la punctul 17 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 189/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține. Da? O intervenție? S-a terminat votul, da? Deci a fost adoptat în unanimitate. Vă rog. Da. Domnule președinte, am urmărit cu atenție proiectele de pe ordinea de zi de astăzi și am observat că jumătate dintre ele sunt despre protecția copilului. În mandatul trecut și în mandatul actual am avut mai multe intervenții în care am cerut lămurii, ați amintit și de Răcăciune aici, și să mergem și noi să facem o ședință la Răcăciune acolo, să vedem și noi situația de acolo, cum stau lucrurile în căminul ăla care, nu știu ce s-a întâmplat cu doamna pistolară, care și-a bătut colega, care și-a bătut subalterii. Am cerut să vedem cheltuielile care s-au făcut acolo și în alte centre și la Ungureni și în altă parte și nu mi-ați dat lămuriri. Astăzi, eu nu rețin să fie... Da. Vă rog frumos să... Eu vă rog frumos, nu știu ce, dar vă rog frumos, când noastră dați cuvântul la cineva, lăsați-l să vorbească, când vorbiți noastră, nu vă întrerupe. Că așa e frumos o ședință să aibă loc. Haideți, spune subiectul. De ce, mă? De ce? E ședință de Consiliul Județean, discutăm, nu de asta discutați mai mult, noi băgați cum ce-i regulamentul. Regulamentul nu spune eu 2 minute. Lăsați-le, haideți, da? Să nu prelungem. Dacă vreți să intrăm în polemic și stăm aici în culoare, nu e nicio problemă. Dar eu zic sistemul ăla, că cu bun simț. Dacă depășim cu bun simț, nu e normal. Nu știu, în ziua de astăzi, am văzut prin presă cine este director la protecția copilului. Adică director general, în sală a venit directorul adjunct, nu? Da. Ce se întâmplă și aici? Vă răspund la fiecare, dar aștept să terminați. Vreți, da? Să vă răspund, să avem dialog sau am zis că vă aștept să spuneți tot? Nu, putem avea și dialog dacă vreți, dar mă lăsați în dialog. Păi, dar m-ați certat acum, chiar mă luați... Nu vă cer. Nici pe mine să nu mă certească. Nu vă cert. Până la urmă... Să dau foarte mulți bani. Eu v-am zis că vă simpatizez. Și avem și noi dreptul să știm unde merg acești bani, pentru că am cerut de-a teori. Și în mandatul trecut era morcovul 10 lei și la piață era 0,5 bani, sau nu mai știu ce, pâine așa alte minute. Dar, în fine, astea au trecut. Totuși am vrea și eu informare ce s-a întâmplat de atunci și până astăzi, inclusiv astăzi, ce e cu această conducere a direcției și dacă implementăm aceste proiecte care le aveți expuse aici toate, adică le avem și noi, să știm pe ce mână merge, nu? Da? Ok. Poți să... Da? Da? Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Haideți să o luăm punctual. Deci m-ați întrebat, ați spus în felul următor. Dom'le, sunt proiecte pe DGASPC, majoritatea de pe ordinea de zi, și de fiecare dată noi am venit cu un mod de reorganizare a DGASPC-ului și anii trecuți, și în anii trecuți, și anul ăsta, am să vă spun așa. Deci, aceste proiecte au fost finalizate, sunt implementate și trebuie preluate de DGASPC. Ca atare, toate proiectele care le vedeți aici sunt în implementare, printre care, ca să știți, este și Răcăciune. Deci unde sunt locuințe protejate, alături de ceea ce spuneți dumneavoastră, unde au fost transferați beneficiarii. Eu să știți că am fost în toate centrele rezidențiale pe care dumneavoastră le aveți în față. Și, păi, dar nu vă oprește nimeni, domnul. Dar a zis că m-a lăsat să vorbesc, să termin. Așa e frumos, că după aia suntem noi. Deci, revin.
Revin. Asta este partea care trebuie să o facem și obligatoriu conform legii. Din alt punct de vedere, situația DGASPC-ului în 3 ani de zile, eu am să vă dau un ordin de mărime, undeva preluată în 2020, aveam un deficit de finanțare de 32 sau 34 de milioane, iar în urma măsurilor organizatorice și de reducerea cheltuielilor de funcționare, inclusiv partea de resursă umană, am ajuns în acest moment să avem un buget care acoperă integral toate cheltuielile din DGASPC. Și vă mai spun un lucru, inclusiv aceste cheltuieli care le trecem acum și le aprobăm acum, sunt prinse în buget fără să am suplimentare de la Consiliul Județean. Eu v-am dat un ordin de mărime ca să nu intrăm pe punctual pe fiecare cent. 2. Așa cum v-am spus în anii din urmă sau acum 2 ani de zile, înainte de a începe modul de reorganizare a DGASPC-ului, am făcut o radiografie a DGASPC-ului. Și am văzut puncte tari și puncte slabe. DGASPC-ul este un, să zic așa, o emblemă a județului din mai multe puncte de vedere, ca nivel de calitate a serviciilor prestate către beneficiari, și nu o spun eu, nu este recunoscută de Consiliul Județean, este recunoscută de UNICEF, cu care avem colaborări foarte bune. Știți că această rețea s-a dezvoltat pe orizontală foarte mult. Principiile pe care care urmează în cadrul DGASPC-ului, să știți că sunt cele legale, adică unde trebuie să ajungem noi. Noi trebuie să avem cât mai puține persoane cu dizabilități care sunt ținute în centre instituționalizate și transferate într-un mediu familiar. Cam ăsta este principiul pe care se merge și care undeva în 2026, dacă nu mă înșel, ar trebui să eliminăm cât mai multe din, adică să le scoatem din sistem, să le ducem prin asistenți maternali să stea în cadrul unei familii. De fapt, asta este trendul pe care mergem. În condițiile astea nu mai avem nici discuții, adică nici abuzuri, să zic, punctuale, așa cum, da, e o temă de dezbatere la nivel național, și plus îi asigurăm și ceea ce are nevoie, fie că vorbim de copil cu dizabilități, fie că vorbim de adult. Eu am expus, ca să nu vorbesc în amănunte exact pe fiecare măsură dispusă, dar cam ăsta este trendul și astea sunt măsurile pe care dumneavoastră le aprobați. Din alt, mai aveați un punct referitor la conducerea DGASPC. A fost făcut public, nu neapărat public în sensul, a fost un examen, în cadrul examenului a câștigat doamna Albuț Alexandra, este directorul general al DGASPC, dar care nu poate fi prezentă în acest moment dintr-un singur motiv, pentru că activitatea ei începe de la 1 august. Așa că doamna director, director general adjunct, care este și responsabilă de proiectele de aici, tocmai de asta a venit la ședință. Să știți că cheltuielile de pe DGASPC sunt publice. Nu sunt obligatoriu să fie publicate pe site. Eu cred că ne putem uita pe cheltuielile de acolo și dacă sunt anumite chestiuni care trebuiesc lămurite, putem solicita DGASPC-ului, care e ordonator terțiar de credite, adică nu pot să-i controlez eu decât din punct de vedere, să zic, de subordonare. Dar responsabilitatea cheltuielilor publice de acolo este exact pe ordonatorul terțiar de credite. Și ca atare, cheltuielile sunt publice, trebuie să fie bugetul alocat, bugetul executat, rest rămas de executat, adică execuția bugetară. Ok? Vă rog. Da, este foarte bine ce ați gândit, cum ați gândit, dar
și noi votăm și nu vă supărați, trebuie să fim informați. Nu m-am supărat absolut deloc, am dat explicații în amănunt. Dacă nu v-a supărat, mă bucur. Nu mă supăr prin asta. Mulțumesc de răspuns. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, voturi împotrivă, abține. Da, mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Se aprobă înființarea serviciilor sociale de tip rețele de asistență personal, profesioniști, a serviciului de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități plasate la sistem personal profesionist în cadrul proiectelor furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, șanse egale pentru viața în comunitate, incluziune socială prin serviciile sociale în comunitate, suport de viață independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități, precum și a regulamentului de organizare și funcționare a acestor servicii sociale. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, voturi împotrivă, abține. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 19 pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 71/2023 privind aprobarea înființării serviciilor sociale create, locuințe protejate și centre de zi prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 4, incluziune socială și combaterea sărăciei, obiectiv specific 4-15, reducerea numărului de persoane vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung, proiecte furnizare, servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, Moinești, șanse egale pentru viața în comunitate, Tamaș, incluziune socială pentru servicii sociale în comunitate, Târgu Ogna, și suport pentru viața independentă în comunitatea persoanelor cu dizabilități, Răcăciuni, precum și a regulamentului de organizare și funcționare aferente acestora. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, voturi împotrivă, abține. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea anexei 1, anexei 2, la hotărârea Consiliului Județean 71/2020 privind aprobarea proiectului incluziune socială pentru servicii sociale în comunitate, cheltuielilor totale acestora a bugetului gestionat de DGASPC, a contribuției proprii în vederea implementării proiectului în cadrul apelului de proiecte POCU 462/4/15, reducerea numărul de persoane vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizare de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung, dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, tranziția spre servicii sociale în comunitate. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, voturi împotrivă, abține. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 76/2019 privind aprobarea proiectului a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat dintre DGASPC și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați în vederea implementării proiectului Venus împreună pentru o viață în siguranță, finanțat în cadrul programului operațional Capital Uman, apel non-competitiv pe proiecte reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale, medicale, socioprofesionale, de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Axa prioritară 4, obiectiv specific 4.4. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi.
se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 231/2018, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și acordurile de parteneriat dintre DGASPC Bacău și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Autoritatea Națională pentru Protecția și Drepturilor Copilului și Adopție, în vederea implementării proiectului TIMAP, Progres în calea îngrijirii alternative a copiilor, finanțat în cadrul apelului de proiecte, reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistență maternală. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordul de cooperare încheiat între reprezentanța UNICEF în România și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru activitățile desfășurate în Centru de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități din Centrul de Servicii Sociale Alexandra din Onești și a cheltuielilor legate de acest acord. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 și anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 68/2020, privind aprobarea proiectului Șanse Egale pentru Viața în Comunitate, a bugetului gestionat de DGASPC, a contribuției proprii și a parteneriatului dintre DGASPC și UAT Comuna Tamaș, în vederea implementării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCU 462/4/15, reducerea numărului de persoane vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung, dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, tranziția spre servicii sociale în comunitate. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 25 pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre cu privire la modificarea anexei 1 și anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 69, privind aprobarea bugetului total a proiectului furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități, a bugetului gestionat de DGASPC, a contribuției proprii și a parteneriatului dintre DGASPC și UAT Moinești, în vederea implementării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCU 462/4/15, reducerea numărului de persoane vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale prin furnizare de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung, dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, tranziția pentru servicii sociale în comunitate. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Da, sesiunea de vot s-a fiind... Ba nu. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 și anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean 70/2020 cu aprobarea proiectului suport pentru viață independentă în comunitatea persoanelor cu dizabilități, a cheltuielilor totale ale acestuia, a bugetului gestionat de DGASPC și a contribuției proprii în vederea implementării proiectului cadru apelului de proiecte POCU 462/4/15, reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale prin furnizare de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung, dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, tranziția spre servicii sociale în comunitate. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri.
Vă mulțumesc că în unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG241C, Valea Mare, limită de județ Neamț, kilometrul 4+050, kilometrul 6+938, limită de județ Neamț, Lipova, limită de județ Vaslui, kilometrul 9+450, kilometrul 24+100, 10 în lungime de 17,548 metri, kilometri, mă scuzați, județul Bacău, tronsoanele kilometrul 4+050, kilometrul 6+938 și kilometrul 9+450, kilometrul 10+400 și kilometrul 20+730, kilometrul 24+110. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu orașul Buhuș în vederea realizării unor lucrări de înlocuire a conductei de aducțiune DN 400 mm în zona canalului de fugă oraș Buhuș, județul Bacău. Am o scurtă precizare. Este singura conductă de aducțiune. Eu am fost la fața locului, am văzut că este extrem de uzată și la solicitarea UAT Buhuș am considerat că este extrem de necesar să o înlocuim în așa fel încât oamenii din Buhuș sau localitatea Buhuș să nu existe riscul să rămână fără apă potabilă. Dacă nu sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 7,5 milioane în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 24 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului aprobate prin legea 229/14/07/2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Vă mulțumesc că în unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. S-a votat online? Da? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor furnizate de către DGASPC Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Avem punctul 31 de pe ordinea de zi. Unanimitate, domnul ministru. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții în sistemul informatic și infrastructură digitală a Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 7, transformare digitală, investiția 13, realizarea sistemului e-health și telemedicină, investiție specifică, investiții în sisteme informatice și infrastructură digitală a unităților sanitare publice. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri.
Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea unui administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de Administrație a Regiei Autonome a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău. Dacă sunt intervenții, vă rog, domnul consilier județean. Vă propun un amendament, domnule președinte, în sensul în care aliniatul 1 din articolul 17 din contractul anexă la acest proiect de hotărâre să fie înlocuit cu următorul text. Administratorului îi sunt permise orice activități în beneficiul altor regii autonome sau societăți cu același domeniu de activitate sau care se află în relații comerciale cu regia autonomă Aeroportul Internațional George Enescu Bacău, doar cu aprobarea directorului general și a președintelui Consiliului de Administrație, fără ca aceste activități să aducă atingeri intereselor comerciale ale Regiei Autonome Aeroportul Internațional George Enescu Bacău. Mulțumesc. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Da. S-a terminat sesiunea de vot? Un total de 3... Nu s-a terminat. 4 voturi pentru... Nu și-a exprimat votul, da. Domnul Vreme. Ok, am înțeles. Deci cu un total de 36 de voturi, dacă nu mă înșel, 36 de voturi, amendamentul a fost adoptat. Acum o să avem o propunere, fiind vorba de nume, va trebui să facem vot secret. O să-l rog pe Marius, nu? Nu-ți mai zic, Iulia. Eu zic pe Marius să pregătească sistemul de vot, pentru că este secretizat ce avem în sală și sistemul de vot online, Marian. Noi o să propunem în cadrul administratorului neexecutiv pe domnul Radu Bondar. Este un om cu experiență. Cred că aduce o plus valoare în cadrul echipei de la aeroportul din Bacău. Dacă nu mă înșel, să am așa un CV a dânsului, a fost în consiliile de administrație atât la Otopeni, cred, și Sibiu, chiar și are o bogată, cred că a fost și în Bacău. A fost și în Bacău. Are o bogată experiență. Și de asta vă propun noastră, prin vot secret, să-l desemnăm pe domnul Radu Gabriel Bondar. Când sunteți gata, din punct de vedere tehnic, putem da drumul la sesiunea de vot. Da, vă rog. Până se pregătește tehnicul, putem interveni la diverse? Da. Mulțumesc. În ședința de referitoare la rezultatele programului de ajutor de limbis, care a fost propus și votat de Consiliul Județean. Mi-a solicitat atunci să fie înscris răspunsul. Bănuiam că în simetrie și în asta veți răspunde înscris. Ați făcut câteva afirmații în prima ședință, de după interpelare, dar în scris nu a pus nimic. Fiți buni și faceți un răspuns în scris, că așa este firesc. Am înțeles. Mulțumesc. A doua este legată de ședința extraordinară de îndată din data de 10 iulie. Unii dintre noi am participat online și ne se solicită acum să facem o solicitare și o justificare a neparticipării fizice la aceeași ședință. Este o situație care nu poate fi rezolvată așa, pentru că o ședință de îndată presupune că se participă atât fizic cât și online.
este participarea online, este implicită. Nu trebuie să facem noi solicitarea de participare online. Și eu vei spune atunci că ați avut nevoie de o prezență fizică pentru că era o festivitate de premiere. Probabil dacă în anunțul prealabil pe care l-a făcut doamna Ciulină a fi făcut această mențiune că aveți nevoie de o prezență fizică numeroasă, erau suficienți oameni care să vină. Dar atâta timp cât la ora 10:52 primim ordinea de zi a acestei ședințe de îndată, iar la ora 11 era ședința, nu cred că cineva ne poate pretinde să participăm fizic. Cel puțin cei care suntem în afara municipiului Bacău. Așa că aceea de a modifica convocatorul și a permite și prezența de ordin online sau a nu mai face precizare că doar fizic. Mulțumesc. Da. Pentru o registrare, tasta din mijloc, da? Tasta pe care apăsăm pe microfon. Ok. Vedeți că să țineți cont de online. Vă rog să verificați în sală să avem, pentru că văd absent undeva 11 și cu 1, 2, 3, 4, da? Dar o să facem precizarea la final după ce facem votul. Da, las până nu știu. Nu, nu știu, cineva nu a apăsat, mai sunt minim două persoane care nu s-au... Vedeți pe partea cealaltă, la domnul... Ia vezi, poate la mine. Ușile. Da. Eu eram. Eu eram. Ce să facem? Bun, haideți să dăm drumul la sesiunea de vot în sală și ulterior online. Da? Marius, putem vota, da? Da, în 5 secunde. Bine. Acum, da. Yes. Yes, indeed. Adică. Prima ședință la care nu a fost niciun vot cont. Da, amendament cu amendament. Da. Da, am fost. Și online? Online. La această sesiune au participat 4 membri consilieri la sesiunea online. Au solicitat 4 voturi pentru. Situația este următoare. 30 de voturi pentru, 2 abține, da. Un vot împotrivă și 2 persoane au votat. Da, mulțumesc. Deci domnul Radu Bondar este reprezentantul nostru în Consiliul de Administrație.
Mulțumesc tare mult. Vă sunt dator cu un răspuns, domnul Olteanu. Și am să rog pe doamna secretar general să vă răspundă din punct de vedere tehnic și legal la solicitarea noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Olteanu, după cum bine știți, s-a votat în plenul ședinței Consiliului Județean modificarea regulamentului pentru perioada pandemiei, întrucât s-a putut impune și votul online și pentru că au fost măsurile care s-au impus în acea perioadă, s-a instituit pentru acea perioadă votul online. Ulterior, prin această modificare a regulamentului, regula a rămas votul în prezență fizică și în situații deosebite, la solicitarea fiecărui consilier județean aflat în acea situație, se aprobă și votul online. Atunci când s-a făcut doar cu vot online, noi am precizat în convocare și au fost în general în situațiile ședințelor convocate de îndată, pentru că nu se putea asigura prezența fizică a consilierilor aflați la kilometri sau în situații speciale fiecare persoană în parte. Deci, și chiar mă bucur că am ocazia să spun, pentru ședințele pe care le organizăm, în momentul în care unul dintre consilieri nu se poate prezenta din motive personale, de sănătate, este plecat în deplasare, în delegație, se face solicitare expresă cu anexarea actului dovedită. Da? Da. Situația asta care dați-mi a fost voie să vă dau cuvânt. Domnul consilier județean, dați-mi voie să vă dau cuvântul. Deci solicitați cuvântul? Da. Poftiți. În cazul unei ședințe de îndată, care se anunță cu câteva minute înainte, cum participăm fizic? Nu, acum am menționat în situațiile speciale, deci noi extraordinare, convocate de exact, dată, care în convocator menționăm expres că se face online. Nu am cerut prezență fizică. Sunt într-adevăr cazuri și știm, sunt 3-4 consilieri care sunt în proximitate și am venit imediat în ședință, sunt filmați și se vede votul deschis. Dar de asta este excepția. În rest, pentru ședințele extraordinare, convocate de dată și lui, una, două, trei, ați participat la mai multe până acum. S-a menționat în convocator această modalitate de susținere online. Vă rog, domnul consilier județean. Aveți dar, domnul președinte, bănuiesc că atunci când ați făcut convocatorul, nu l-ați făcut cu un sfert de oră înainte. Că și cei care au participat la ședința respectivă și invitații, nu i-ați anunțat tot ca pe noi cu o jumătate de oră înainte. Este imposibil. Și dacă veneați cu cel mai bun manager de la aeroportul Bacău, nu aveam timp să ajungem. Cred că ar trebui să intrăm totuși în legalitate și să nu mai mințim unii pe alții. Dumneavoastră mă acuzați pe mine că mint? Păi, dumneavoastră sunteți președinte de Consiliul Județean. Deci nu, vreau să rămână pe bandă. Aveți un secretar care răspunde, dacă primesc cu 5 minute înainte, cum domnul să fiu prezent și după aia îmi cere să fac și cerere. Deci auziți, ca să aveți acoperire, dar lăsați să mă jigniți acum, eu nu jigniți cu nimeni. Ca să știu dacă respectați legalitatea. Dar în 5 minute nu se poate ajunge la o ședință și să-mi cereți și justificare de ce n-am participat. Mulțumesc. Puneți-vă în locul nostru. Domnule consilier, repet ca să ne înțelegem, niciodată când ați avut convocare la extraordinare de îndată, nu v-am cerut nimic cu 5 minute înainte. Domnule consilier, s-a făcut cu câteva zile înainte și s-a precizat prezența fizică. Convocatorul a fost dat la ora 10:52 de minute, doamna secretară. Anunțul pe care l-a făcut pe grupul de consilieri doamna Nicoleta Ciurină nu este oficial. Este bun, ne informează, ne ajută să ne facem programul, dar oficial, numai când secretarul județului emite acest convocator. Numai atunci putem considera că suntem convocați. Mulțumesc. Da, haideți să lămuresc o problemă, numai un pic să așa. Deci noi vorbim, dumneavoastră, eu nu înțeleg ce dezbatere faceți. La primul punct de pe ordinea de zi de azi a fost aprobarea procesului verbal. Așa că cu acest subiect am închis toate comentariile care sunt pe margine. Din punct de vedere al atribuțiilor, și vă răspund și dumneavoastră, domnul consilier județean, pentru că eu nu v-am jignit pe dumneavoastră, eu nu v-am acuzat că mințiți sau nu v-am acuzat de alte lucruri care nu cadrează cu deontologia profesională. Vă rog să nu vorbiți până când nu termin. Deci,
Unu, eu am o atribuție de președinte de Consiliul Județean, aparatul tehnic are altă atribuție. Modul de convocare este stabilit sau prin regulament, pe de-o parte, și prin secretarul județului, care va răspunde punctual la toate aspectele. Faptul că dumneavoastră vă referiți la mine în mod direct, nu numai că e jignitor, dar depășește cadrul de consilier județean și demnitatea dumneata, care ai oarecare experiență și de deputat, și nu cred că îți poți permite să afirm în plenul Consiliului Județean că eu mint. Pe ce? Vă rog, domnul consilier județean. Domnule, eu am să vă solicit să vă cer scuze în mod public. Două secunde, domnul președinte. Eu nu am spus că dumneavoastră mințiți. Așa a spus. Eu am spus că sunteți președintele Consiliului Județean. Într-o instituție, când nu merge treaba, primul pleacă șeful. Deci, dacă nu merge, nu plătești muncitorul, secretarul, funcționarul, plătești șeful. Eu nu m-am referit la tehnicalități, eu doar v-am spus ce a spus. Trebuie să-și facă treaba, nu să-mi cheme cu 5 minute înainte. Da, vă rog, domnul consilier județean, colegul nostru, ce să facem, da? Da, domnule președinte, stimați colegi, pentru că nu am avut de una procedură, haideți să facem ședința, să mai fie discuție astăzi, cum o să rămase, să fie ședința, de ultima de anul, Nu pot eu. Bun. Haideți să... Am reținut aspectul. Să știți că o să vă consult în privința datei. Ca să avem vorul. Domnule președinte, să înțelegem. Mai pentru ședința din 10 iulie, ni se mai solicită să facem cerere pentru intrarea online? Conform legii. Conform legii, vă spun. Da. Eu, unul personal, nu voi face această cerere. Nu, este problema noastră exact personală. Bine, vă mulțumesc, vă doresc o după amiază plăcută.